bineînțeles, după antevorbitorii mei, îmi este puțin greu să vin și eu să vorbesc. După atâtea cuvinte frumoase, am și eu destul de multe emoții. Invitații noștri de la București, cred că știu de ieri, am înnebunit că sunt emoționată. M-am obișnuit cu ideea. În cele ce urmează, să încerc să fac o scurtă prezentare a județului nostru. O să încerc să scot în evidență aturile principale pe care Sibiul le are ca și destinația turistică, ceea ce le individualizează, să spun așa, pe harta turistică a României. Încep prin a prezenta câteva repere generale. Sibiul se află în centrul țării, este o locație privilegiată. Punctul zero al țării se află în localitatea Deal Frumos, undeva de România. Deci ne aflăm la puncte, să spun așa, egale de, aproximativ egale de toate celelalte puncte ale țării. Nu este un județ foarte mare, este, să spunem, un județ de dimensiuni medii, cu o populație puțin peste 400.000 de locuitori. Municipiul Sibiu este reședința de județ, aproximativ 160.000 de locuitori, este urmat de Mediaș, alte 9 orașe și 53 de sate și comune. Fiind localizat la poalele munților, într-o zonă în depresionare, este un județ cu temperaturi destul de medii, destul de scăzute, 11-12 grade, puțin atipică vremea de acum. Din nou, invitații noștri au avut parte de o vreme foarte frumoasă, chiar și la Pălcniște, și la Sibiu se poate să fie frumos și soare, indiferent de timp. Din nou, fiind localizați în centrul țării, avem o poziție foarte bună și din punct de vedere al transportului. Sibiul este traversat de drumul european E68, care leagă, practic, Bucureștiul de Lac și este drumul principal. Avem inaugurat de 2 zile și o centură ocolitoare, ne avantajează foarte mult, să sperăm de acum înainte. Și un aeroport internațional modern, istoricul județului nostru, bineînțeles, există urme și descoperiri din perioada ceto-dacă, însă eu îndrăznesc să spun că istoria scrisă a județului nostru începe undeva în secolul al XII-lea, când au venit primele valuri de coloniști sași. Sibiul este atestat documentar în anul 1191, deci este un oraș cu vechime, să spun așa. Sunt numele de vila Herman. Bineînțeles, Herman este vestitul cavaler teuton care se spune, care vila spune că a fi întemeiat cetatea noastră. Timp de 2 secole, Sibiul se dezvolte enorm, în principal Urbia, devine, din punct de vedere economic, foarte și social și administrativ important în zona aceasta și în 1366 este ridicat la nivelul de Civitas, numele de Hermannstadt, numele pe care îl întâlnesc și cu care Sibiul se prezintă și astăzi. În paralel se dezvoltă și localitățile din Crăciun, în secolele 15-16, datorită invaziilor neconțelite, se trece la un amplu proces de fortificare și al Sibiului și a localităților din prejur. Și iată, este într-o dezvoltare, să spunem, continuă. În secolele următoare, Sibiul se dezvoltă nu doar economic, social, administrativ, ci și din punct de vedere cultural. Aș nota anul 1817, bineînțeles, sunt mulți ani, sunt multe perioade importante, nu am timp să le spun acum. Turiștilor le prezim mult mai mult și stăm 3 ore să vorbim doar despre istoria Sibiului. Dar aș nota anul 1817, an deosebit de important, să spunem așa, fiindcă se deschide primul muzeu pentru publicul larg. Este vorba de Palatul Bruckenthal, baronul, președința baronului Bruckenthal, fost guvernator al Transilvaniei. Din nou, începând cu jumătatea secolului XIX, în Sibiu începe acea luptă de emancipare națională, se dezvoltă instituții culturale, se dezvoltă tot felul de asociații și organizații.